La a doua epistola lui Pavel către biserica din Corinti, capitolul 5, vom citi doar un singur verset, versetul numărul 20, care de fapt o sintagmă din el este sintagma, este și tema conferinței și a serilor de evanghelizare care vor urma. Pagina Bibliei, 1132, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20, spune astfel. Noi, dar suntem trimiși și împuterniciți a lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin. Mă uit la ceas și văd că timpul zboară. Spunea fratele Trifan să mă prezint. Vreau să mă prezint doar cu un cuvânt din acest verset. Biblia spune aici, noi dar suntem trimiși și împuterniciți a lui Hristos, ca și cu Dumnezeu ar îndemna prin noi. Versetul 18, partea ce spune astfel. El, adică Hristos, ne-a încredințat slujba împăcării. Tot ceea ce vreau să spun în seara aceasta despre mine, este că, într-o perioadă de vreme, Dumnezeu mi-a încredințat slujba împăcării, de a duce vestea aceasta bună, împăcării omului cu Dumnezeu, în ținutul acela arid și secetos din punct de vedere spiritual, din județul Vâlcea, în ținutul Olteniei, sudul României. Astăzi sunt împreună cu dumneavoastră, și am stat mult, m-am rugat pentru acest cuvânt. Voi spune mai puține lucruri pregătind. M-am rugat Domnului și ăsta a fost mesajul într-un fel care l-am primit de la Dumnezeu în momentul în care am stat pe genunchi astăzi. Mă gândeam la imaginea lui Ioan Botezătorul care a pregătit terenul pentru ceva. Cred că slujba din după masa aceasta pentru mine este să pregătesc terenul pentru ceva, ceea ce va urma. De aceea vreau să zăbovim doar puțin asupra acestui cuvânt. Să ne uităm la versetele care urmează versetului 20 și cuvântul Domnului spune astfel. Pe cel care n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Și cred că subiectul acestui pasaj continuă în capitolul 6. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa, ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Adică oamenilor, voi trebuie să fiți neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, valorificând împăcarea care vă oferă Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, până în ziua în care El va veni. Și spune aici cuvântul Dumnezeu, dacă nu facem așa, noi facem un prin harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu va fi în zadar pentru noi. Oare ce înseamnă harul lui Dumnezeu? Ca penticostali și nu numai ca și creștini ai secolului acesta, noi ne gândim la două dimensiuni a Harului Dumnezeu, sau la doi timpi a Harului Dumnezeu. Ne gândim la un Har care a fost, la ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Majoritatea cântărilor, majoritatea predicilor, majoritatea conținutului din rugăciunile noastre se referă la acest Har. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbește, și vreau să citesc din 2 Timotei, 2 Timotei, capitolul 1, versetul 9. Ascultați ce spune cuvântul Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Acest har s-a descoperit, sau dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru. Noi ne gândim foarte mult și mizăm și elogiem acest har prin Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a oferit har. Ceva ce noi nu meritam. De fapt, valorificarea harului înseamnă împăcarea cu Dumnezeu. Dacă acceptăm această dimensiune a harului, noi implicit ne vom împăca cu Dumnezeu. Și noi ne gândim la jertfa Domnului Iisus Hristos, la versetul acesta 21 care spune El, Hristos, s-a făcut păcat pentru mine și pentru dumii tale, ca noi într-o zi să vedem fața lui Dumnezeu. Ne gândim la această dimensiune a harului și ne place de ea. Pentru că noi nu trebuie să facem nimic. O făcut totul Domnul Hristos. Ne uităm cu celălalt la ce va fi. La un har care spune Biblia în 1 Petru, și vreau să citesc nou un verset, ascultă ce spune cuvântul Dumnezeu, 1 Petru, capitolul 1, versetul 13. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Un har care a fost pregătit din veșnicie prin moartea Domnului Iisus Hristos, un har pe care Domnul Hristos ne-l va aduce odată cu El
când ne va răpi pe nume cerului, când își va lua comunitatea de copii ai lui, de credincioși ai lui, biserica lui pe nume cerului. Și noi am cântat Vino Doamne, am cântat Maranata, până vei veni cum cânta Maranata. Ne place, Doamne, harul acesta. Vrem să ne bucurăm de acest har. Ei, dimensiunea prezentă a harului, cel mai mult dintre noi uităm. Și ascultați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Tit, capitolul 2. Despre acest lucru vorbit doar puțin, Cuvântul Domnului spune astfel. Tit, capitolul 2, versetul 11. Căci harul lui Dumnezeu, același har. Același har care a fost atunci, același har care va fi, acum are o lucrare pe care noi, ca și oameni de pe pământ, o neglijăm. Deci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie. Apoi adaugă Cuvântul lui Dumnezeu, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei mare prin nostru Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos. Dimensiunea actuală a Harului e aceea de a ne învăța. Harul lui Dumnezeu ne învață. Și eu cred că Harul lui Dumnezeu ne va sfătui în seara asta. Sintagma care se repetă la toate cele 7 biserici din Apocalipsa. Știți care este? Cine are urechi de auzit, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Vreau să vă întreb. Și vreau să ridicați mâna să-mi o întrebare respectivă. Există cineva aici fără urechi? Cu lipsa unei urechi sau două? Nici o ureche. Oare cuvântul acesta este inutil? Cine are urechi? Toți avem urechi. De ce mai vorbești, Doamne, în felul acesta? Frații mei, prieteni dragi, trăim o vreme în care mădularul cel mai folosit este acesta. Și mădularul cel mai neglijat este urechea. Trăim o vreme în care toți suntem așa la învățat, toți dăm sfaturi. În toate domeniile, românii spune poate. În special la sfaturi. Vorbim mult în casele noastre, în bisericile noastre. Predicăm mult, cântăm mult, ne rugăm mult. Folosim gura nelimitat. La maxim, în toate domeniile vieții. Ei, Dumnezeu spune, am nevoie de oameni care să asculte. Am nevoie de oameni care să-și folosească urechea. Pentru că cel care vorbește, nu e un om, spune Cartea Apocalipsa, ci Duhul lui Dumnezeu. Și în cuvântul acesta spune Pavel, noi avem încredințarea că cel care îndeamnă, nu zic eu Pavel, ci Dumnezeu îndeamnă prin mine, robul lui Pavel. Am toată încredințarea că în seara aceasta Dumnezeu e cel care ne va îndemna, ne va vorbi prin robii săi, Flaviu și fratele Călin Turcu. Eu cred în toată inima lucrul acesta. Întrebarea e, mai are cineva urechi? Toți vrem să vorbim. Dumnezeu, în primul rând, are nevoie de oameni ai urechilor. Oamenii care au urechi de auzit, sunt oamenii care încep să înțeleagă harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii gata să învețe. Gata să schimbe ceva. Pentru că într-o zi să se uite cu fruntea sus la harul care va fi arătat la arătarea lui Hristos. Dacă acum nu valorificăm dimensiunea prezentă a harului, aceea de a fi învățați, ne înșelăm amarnic. Când ne voi uita cu nădejde la arătarea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos va spune un singur lucru mare ce cuta în curăția lui Dumnezeu. Știți care este acela? Păcatul. Și aici, slujba împăcării presupune faptul că Domnul Iisus Hristos a făcut păcat pentru mine și pentru dumitale. Că Domnul Hristos deliberat o ales să fie păcat. Dimensiunea trecută a harului. Noi acum trebuie să învățăm de la El, să înțelegem valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos, să ne pocăim, pentru că asta e responsabilitatea omului. Împăcarea cu Dumnezeu înseamnă să învățăm ce spune harul lui Dumnezeu. Dimensiunea aceasta a pocăinței, ruperea de păgânătate, o neglijăm. Tot mai mult, biserica tolerează elemente din lume. Și tot mai mult lumea, pentru că e la modă, e chic. Ia tot mai multe elemente creștinești și s-au făcut o mixură. Tot mai mult propovăduim o Evanghelie ieftină ca să fim acceptați de societate. Dar vreau să spun un singur lucru. Cei care au rezolvat conflictul pe verticală cu Dumnezeu, întotdeauna, în toate viacurile, în democrație și în comunism, pe orizontală vor avea conflicte. Ucenicii au înțeles foarte bine lucrul acesta. Când au fost prigoniți în Fapte, capitolul 4, au zis, Doamne, ajută-ne să fim mai bine reprezentanți în Parlament.
Să avem noi acolo deputații noștri care să reprezinte cultul foarte bine, să nu mai avem emoții și probleme, să nu mai meargă în pușcărie. Evanghelia să meargă liberă. Oamenii aceștia au intrat în odaie de sus, cu ai lor. Și au zis, Doamne, dă putere robilor tăi să predice cuvântul cu îndrăzneală. E conflict, Doamne, dar noi știm că suntem prieteni cu Tine și Tu, Doamne, ne vei ajuta în sensul acesta. Atât de mult îmi place că parcă s-au copiat, au plagiat ucenicii pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos pe Ioan Botezătorul. Au avut același mesaj la lui. În bătălia cu Dumnezeu toți au spus, pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Un mesaj deranjant. Domnul Iisus Hristos, în toată predicarea, nu știu să zic altceva decât pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Și au venit ucenicii și parcă plictisitor. Când au zis, oameni buni, ce să facem? Am înțeles că avem o problemă, ce să facem? Și ce spune Petru? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și acum parcă cuvântul pocăit e atât de neglijat. E rușinos. Cum adică să spui că ești pocăit? Cum adică să-i spui un om că trebuie să se pocăiască? Frații mei, ca să vedem gloria cerească, noi trebuie să învățăm de la Harul lui Dumnezeu. Să valorificăm faptul că într-un moment de vineri seara, Domnul Iisus Hristos pe lemnul crucii și s-a făcut păcat pentru mine și tine. Și astăzi să rupem cu păgânătatea. Să fie o diferență clară în ce înseamnă oamenii care vor merge în cer, Biserica lui Hristos și oamenii din lume. Să rupem cu poftele lumești. Și să începem să viețuim, să trăim în viacul de acum. Cu cumpătate, cu dreptate și cu evlavie. Cine mai caută valorile acestea? Există o dimensiune veșnică. Eram o mormântare în Valea Mare, comuna din care mă ocup, că au venit foarte mulți prieteni, printre care și preotul din sat. În premieră a fost o mormântare de pocăiți în fața preotului din sat. Și textul din care se predica acolo era ceea ce Pavel povestea, spunea bisericii din Filip. Și le ziceam felul următor. Oameni buni, biserică din Filip. Pentru mine a trăi înseamnă doar Hristos. Și a muri înseamnă câștig. Pentru mine a muri înseamnă câștig. Și acum, vreau să te întreb, să văd dacă ai valorificat cu adevărat Harul lui Dumnezeu. Dacă noaptea asta scria pe inima nouă. Dacă în momentul în care pleci de la biserică, dă o mașină peste tine sau tu intri într-o alta și mori. În momentul acela, unde vei merge? Dacă am ști că la noapte vine Domnul Iisus Hristos, multe am schimbat. Dacă v-aș anunța că pe trei familii din biserică, noaptea asta îi vizitează hoții, vă garantez că un loc n-ați închide. Pentru că sunt pericol. Vine hoțul și îmi ia ceva din ce e al meu. Ei, cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Toată chestiunea, toată problema ne găsește în păcat cu Dumnezeu sau ne găsește în conflictul veșnic cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute astăzi să ne pocăim, valorificând Harul lui Dumnezeu, înțelegând ce vrea Dumnezeu să ne spună. Vrea să ne învețe prin Harul acesta să ne pocăim și atunci vom fugi de mânia viitoare. Noi vedem un Dumnezeu iubitor, tolerant. Și la vâlceni, la ortodoxi din Vâlcea și peste tot, ne place un Dumnezeu tolerant, Dumnezeu bun. Dumnezeu al Harului, care iartă tot, care acoperă tot. Dar Dumnezeu de Har ca eu și tu să înveți. Să învățăm să ne pocăim. Să trăim pocăința, nu doar să vorbim despre ea. Să trăim pocăința, nu doar să o impunem copiilor noștri. Am întâlnit într-un anumit context o tânără care mi-a spus în felul următor. Frate Flavie, am 24 de ani. În 24 de ani, tatăl meu e slujitor. Nici o dată nu a avut timp să se roage cu mine și cu mama. În 24 de ani. Și omul ăsta a fost în slujbe. Și omul ăsta a predicat. Și omul ăsta a impus copilor, fiți așa, cu mână tare. Harul lui Dumnezeu ne învață să fim modele. Harul lui Dumnezeu ne învață să ne pocăim. Dincolo de a da lecții și sfaturi. Să ascultăm. Oamenii buni, suntem în conflict cu Dumnezeu, indiferent de ce am spune noi. Conflictul acesta îl rezolvă Domnul Iisus Hristos. Noi ne amăgim spunând că nu a fost nimeni acolo. Nu știm ce a fi după. Ba știm. Vă spun că a fost unul dincolo și a venit înapoi. A fost Domnul Iisus Hristos dincolo și a biruit bolul morții. Și a zis, acolo există viață veșnică. Există posibilitatea de a sta împreună cu Tatăl. Există posibilitatea de a sta împreună cu un focul etern. Cu diavolul, cu satana. Există posibilitatea asta. Noi predicăm și zicem, oamenii nu trebuie să pochească de frica iadului. Nu trebuie să pochească de frica iadului. De dragul Domnului Iisus Hristos.
dar există o dimensiune a iadului special pregătită pentru cei în conflict cu Dumnezeu. În perioada aceasta numită viață, de când Domnul Hristos a murit, cât noi trăim și până El va veni, avem șansa harului să ne pocăim, să ieșim din acest conflict, să ne împăcăm cu Dumnezeu, intrând în pocăință, acceptând ce rău făcut pentru noi. Dar dacă nu, ne așteaptă o realitate reală, ceva ce există. Știți în ce termen descrie Scriptura? Iazul de foc. Cred că în special la frații, la bărbați și la femei, ne place să facem baie. Un iaz răcoros, vara când e foarte cald. Ne place să facem baie. Va veni o zi în care oamenii care sunt în conflict cu Dumnezeu nu vor face baie într-o apă răcoroasă, ci în iazul de foc. Imaginați-vă o veșnicie întreagă, pentru că tu nu ai valorificat timpul acesta, să te bălăcești în niște valuri de foc. Așa spune Scriptura. Iazul de foc. Pregătit pentru îngeri, pentru îngerii lui și pentru Satana și pentru toți cei care nu se repară conflictul cu Dumnezeu. De aceea, parcă Pavel fierbinte spune, vă îndemn fierbinte oamenilor ca din partea lui Dumnezeu, împăcați-vă cu Dumnezeu oricine ai fi. Împacă-te cu Dumnezeu orice ai crede despre tine. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, intrând în pocăință și valorificând timpul acesta lui Dumnezeu. Spunea cuvântul lui Dumnezeu și vă citesc doar un verset și voi încheia. Ascultați ce spune. Căci El zice, la vremea potrivită te-am ascultat. În ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. La vremea potrivită Dumnezeu ne-a ajutat pe fiecare dintre noi. A fost lângă noi. Acum e vremea potrivită pentru ce? Ca să nu ne batem joc de harul lui Dumnezeu, aruncând cuvintele lui Dumnezeu înapoi noastră. Având urechi să ascultăm ce spune bisericilor lucruri. Dacă Dumnezeu va spune în seara asta să ne pocăim, oricât ne-ar costa să facem, oricât de rușinos ni se pare că îi facem, dacă Dumnezeu ne spune cu arcul usturător că avem nevoie de schimbare, să facem schimbarea oricât ne-ar costa. Pentru că va veni o dimensiune veșnică a focului. Oamenii sunt conflict cu Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu în seara asta stă înainte noastră. Haideți să-L alegem pe Dumnezeu. Suntem în Spania. Vom fi poate cu ajutorul Domnului până duminică cu toții. Frații noștri, concetățenii noștri, duminică vor face o alegere. Pentru cineva să-i reprezinte în guvern și în Senatul României. Și orice vor alege, tot prost va fi, tot rău va fi. Pentru că asta e mersul lumii noastre. Biblia spune să-L alegem pe Dumnezeu. Eu n-am văzut încă un deputat sau un senator să mă dure șanță. În afară de când au fost filmat și pus pe pericol. Eu n-am văzut un senator sau un deputat să pună pom, să curețe pădurile. Decât când au fost filmat să dea bine în ecran. Nu am văzut lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos a venit să slujească, nu să-i slujească. Domnul Iisus Hristos a venit și s-a coborât lângă celor. Domnul Iisus Hristos a venit și s-a atins de femeia aceea ușoară și-a iertat-o. Domnul Iisus Hristos a venit și s-a atins de toți cei disprețuiți, de toți cei nepăstuiți. Domnul Iisus Hristos a venit și nu a avut unde să-și trece capul. Știți de ce? Pentru că pentru o vreme i s-a încredințat slujba împăcării și El s-a achitat cu demnitate de această slujbă. Și noi astăzi suntem sămânța Lui de urmași, purtând același mesaj în continuare. Alegeți-L pe Dumnezeu prin pocăință, scăpând de conflictul cu Dumnezeu și intrând în gloria veșnică a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să te ajute în sensul acesta. Amin.